Salutare din nou, prieteni, exclusiv rapid, a ajuns la ediția 4-a, după cum am tot spus, o sper să ajungem la ediția cu numărul 100. Am avut președinte de club, am avut capitanul Rapidului în studio, am avut antrenori, am avut jucători, unul chiar de echipă națională. Acum a venit rândul să vorbim și cu foști jucători ai Rapidului, cu un fost atacant al Rapidului, care simpatiza cu echipa din Grant încă de când era jucătorul sportului studențesc. Dacă nu ați ghicit, vă ajut eu să și vă prezint invitatul de astăzi. Ionuț Mazil alături de mine. Ionuț, bine ai venit la Exclusiv Rapid. Bine v-am găsit. Cum privește acest start de sezon? Intrăm direct în campionat, pentru că a fost această pauză cauzată de meciurile naționale. N-am văzut Rapidul în weekend, chiar dacă a avut un meci amical cu Metaloglobus. Amintim și de el. Cum ți s-a părut startul sezonului pentru Rapid? Un start ciudat, nu? Dacă privim rezultatele și ceea ce s-a întâmplat în primele 8 etape. Da, a fost un start destul de neconvingător, să zic așa, ținând cont că ne așteptam la mai mult la transferurile care s-au făcut la momentul ăla, însă ușor-ușor angrenajul a început să dea roade, jucătorii au început să se înțeleagă mai bine, pentru că chiar mulți dintre ei au venit pe ultima 100 de metri. Plus antrenorul. Și asta se vede, inclusiv antrenorul, asta aici vreau să și ajung. Și probabil că a fost nevoie de puțin timp să înțeleagă ce le cere antrenorul să... Ei să se înțeleagă între ei, să știe, să-și să avea, nu știu, un, să zicem așa, un gând așa cu toții la ceea ce înseamnă, în primul rând, Giuleștiu. Pentru că și povara, a tot să zic așa, povara, între ghilimele, suporterul rapidiști, sunt de grea pentru jucătorii care vin la început și care nu sunt obișnuiți cu asemenea presiune, să zicem, din partea... O presiune pozitivă în principiu, dar este tot și o presiune. Unii dintre ei au simțit această presiune din postura de adversar, alții, precum Cătălin Cărjan, nici măcar nu au avut această șansă. Un jucător foarte talentat despre care vom vorbi, pentru că tu ai antrenat la junior și te pricep bine. Așa cred că mă pricep, însă da, când vii adversar în Giulești, simți presiunea, dar nu simți ca jucătorii ca așa și nu simți elanul, să zic, care ți-l dă. Și mă exprim încă o dată, o povara pozitivă care ți-o dă și tot ce îți dă, energia pozitivă care ți-o dă Giuleștiu în momentul în care ești pe teren. Nu crezi că există anumiți jucători pe care îi apasă această presiune și pe care să poate nu-i ajută? Ba, sunt. Și cred că, mai ales jucătorii care sunt la început, jucătorii tineri și care nu sunt obișnuiți cu Giuleștiu, care nu sunt, din, să zicem așa, trăiți în Giuleștiu sau... Nu au ținut, pentru că nu trebuie neapărat să fii rapidist, să joci la Rapid. Pentru că, până la urmă, este un sport în care trebuie să fii și profesionist în treaba. Însă, tot cei care vin din afară, e puțin greu pentru ei. Cine vine din angrenajul Giuleștiului, care știe Giuleștiul, care a fost în tribună, care nu știu, poate să fie mult mai ușor pentru el, pentru a se integra în familia Rapid. Tu ai fost des în tribună până să ajungi la Rapid și vom vorbi și despre acest lucru, dar vreau să revenim la startul de sezon cu 8 meciuri, 4 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri. Ce te-a surprins, sincer, în acest start de sezon? Faptul că Rapidul a început bine, spre foarte bine, cu acele 4 puncte fără gol primit în meciurile cu Sepsi și Ucluj, seria negativă cu 3 adversari mai slab cotați, în care Rapidul era favorită, sau următoarele 3 meciuri, când au venit cele 3 victorii cu Farul, Craiova și Dinamo? Cred că pentru mine seria negativă a fost puțin ciudată, să zic așa, pentru că mi-a zis când vii după 2 rezultate pozitive, ok, e un început de campionat, toată lumea se așează și începe să înțeleagă adversarii, dar problema a fost și de joc, pentru totuși jocul a scârțit puțin. Am avut momente foarte bune, dar puține, să zic așa, în acele 3 meciuri și momente în care, nu știu, echipa nu s-a regăsit. Nu puteai să spui la un moment dat că și fizic stăm rău, dar nu știu dacă neapărat fizic, cât probabil psihologicul își făcea aici, era o problemă. Însă după aia meciurile, cred că și... valoarea lotului, că totuși la momentul ăsta Rapidul are un lot valoros și cu jucătorii aduși pe bani frumoși pentru România și începe să dea roade. Angrenajul, antrenorul a început să-și pună amprenta,
pe stilul de joc a Rapidului și atunci eu cred că lucrurile merg bine acum și pe de-o parte sper că această mică pauză dintre jocurile oficiale ale echipelor de club să nu fie un impediment pentru Rapid și să meargă în aceeași... Deci nu... E posibil să le fi prit pauza? Eu zic că da, pentru că îi ajută. Avem un atacant nou venit de Rahmani care are nevoie încă de adaptare, de a-și cunoaște colegii, jucătorii care au început să joace, însă care nu au făcut-o foarte bine, să zic, în primele 4-5 etape și deja acum au început să se vadă la lor. Mai sunt jucători tineri care, eu zic că vor începe să fie și mai bine în angrenajul echipei. Sunt lucruri care mai trebuie spuse la punct, dar eu am văzut lucruri pozitive și un Rapid care este pe o pantă ascendentă. Hai să vorbim despre Rahmani. Dacă ai deschis subiectul, rar s-a văzut un fotbalist la Rapid, sincer nu mai mi-aduc aminte exact de debutul tău la Rapid, dar rar s-a văzut un atacant să înceapă atât de bine, cu 4 goluri în 3 reprize, pentru că n-a bifat 2 meciuri întregi. La Craiova a intrat la pauză, a dat 2 goluri, după care în derbiul cu Dinamo alte 2 goluri. Da, este un atacant valoros din punctul de vedere. Acum, valoros să nu ne gândim, nu știu, pentru Real Madrid sau pentru echipele foarte bune. Dar vorbim de România, un atacant de Liga 1 momentan. Da, și eu cred că, până la urmă, face parte din lotul Albaniei, adică nu Kosovo. Nu este un jucător care vine de nu știi de nicăieri sau... E un jucător care, totuși, pe unde a fost, și-a făcut treaba ca atacant. Ne uităm și pe CV-ul lui, goluri marcate. Foarte multe goluri pentru FC Balcanii. FC Balcanii și acum a început foarte bun. Și un jucător care, pe lângă golurile care le-a marcat în aceste două etape, un jucător care te ajută și când faci pressing, te ajută și să-ți creeze spații, este un jucător și care, nu știu, are așa o, să spun, o alură și un efort de mijlocaș, pentru că alergă foarte mult pentru un atacant. Are 23 de ani? Are 23 de ani. Își arată vârsta sau pare mai matur? În joc. Sincer, pare mai matur în joc. Ca și ea, însă cam aici cred că este vârsta 23-26 de ani, 27, în care un fotbalist este în plină forță. Depinde acum de fiecare, dar cam acolo ești, începi să te coci foarte bine sau ești acolo copt, să zic așa, la 3 sferturi și atunci începi să știi să-ți dozezi efortul într-un, nu să faci totul numai așa, să zice, din reacție. Și trebuie notat faptul sau accentuat faptul că este la prima experiență în străinătate, în afara țării, un lucru care ar fi putut să-l afecteze, nu? În mod negativ. Da, ar putea. Depinde de jucător, depinde de... El venind totuși pe un ascendent și pe asta reușind să-și înscrie, că până la urmă te ajută foarte mult asta, mai ales pentru un atacant, să reușești să faci un debut așa cu gol sau cu goluri. Să zic așa, automat. Dar v-am spus, și efortul lui este foarte generos și atunci ajută foarte mult echipa. Nu crezi că acest debut ar putea aduce presiune în plus pe Rahmani? Pentru că acum fanii Rapidului vor și mai multe goluri. Anul trecut Rapidul a dat golgheterul ligii întâi, l-a dat pe Dugangici. Acum deja toată lumea, toată suflarea rapidistă visează să dea din nou golgheterul ligii întâi, să-l dea pe Rahmani în această postură, pentru că Dugangici a plecat. Da, e normal să fie o presiune și că la un moment dat probabil că și el va avea un meci bun, pentru că nu prea există sau nu știu jucători de fotbal să nu aibă și sincope, chiar și atacanți foarte valoroși în care să nu aibă 2-3 etape sau în care să nu intre mingea în poartă. Poate să vină, Doamne ferește, o accidentare, poate să vină un moment mai neprielnic în joc cu echipe și să nu ținte. Dar eu cred că acum l-am văzut și dacă nu va înscrie, va fi un jucător util, asta spuneam. E un jucător pe care poate te folosi de el, să faci pressing cu el, adică și în apărarea echipei, pentru că, până la urmă, pressing-ul ajută, este un element al apărării. Și sunt și momente în care el atacă foarte bine spațiile, care îți creează tot timpul presiune pe fundași și centrali. Te poți ajuta cu el, nu neapărat să înscrie. La fosta echipă avea o poreclă, Lewandowski. Asta spune destul de multe. Tu cu ce atacant român l-ai compara? Găsești vreunul? Sau cu vreun atacant pe care să-l cunoască publicul? La momentul ăsta, da, este puțin din Lewandowski, pentru că nu
pot să spui că e un jucător care are totuși o tehnică sau iese în evidență gen Neymar sau, nu știu, într-o viteză fabuloasă cum este Mbappé, dar este un jucător care are o tehnică de lovire foarte bună a balonului, de cât am văzut, are, știe fotbal, să zic așa, știe jocul ăsta care în multe momente jucătorilor tinere lipsește, chiar la 21-20 de ani, până nu începi să te coci bine, să știi poziționările, să ataci spațiile, să faci multe care la un moment dat îți intră în sânge. Și bate și penaltiuri și vreau să facem ușor trecerea spre Duganzic, care a bătut multe penaltiuri. A și ratat, dar a fost golgheter și a plecat de la Rapid. Da, astea sunt... Nu cred că există jucător care bate penalti în general să nu rateze. Adică nu un jucător care bate penalti o dată la nu știu cât timp sau... Dar genul de jucător care bat penalti, e normal că l-am dat să și rateze. Ovidiu Herea, cred că a ratat un singur penalti cât timp juca la Rapid, dacă nu greșesc. Da. Nu era atacant, era mijlocaș ofensiv. Da, ați nu, fost contează colegi, poziția, dar... nu contează da, poziția. Nu, dar el bătea bine. Da, sunt jucători foarte care bine. Au, nu știu să spun așa, pe lângă tehnica de lovire bună și asta, au și capacitatea de a se duce până în ultim moment, de a se uita la portar, de a avea tăria de caracter, să zic, să lovească mingea exact în ultimul moment, când deja portarul e plecat. Și atunci e foarte greu pentru portar, dacă are, însă sunt și momente în care poate să nu-ți iasă, nu știu. Se poate întâmpla, s-au întâmplat la campionate mondiale, europene, când s-a alunecat sau... Și am văzut cu Marco Duganzic sezonul trecut. Da. Am văzut și sezonul ăsta la Craiova. Dar e un atacant care a ajutat Rapidul. A ajutat Rapidul. A venit pe o sumă bună și a plecat pe o sumă mult mai mare. Din toate punctele de vedere. Un transfer și perfect? Nu știu dacă neapărat un transfer perfect, dar un transfer util. Te-a ajutat echipa un an și... Două luni. Două luni cât a fost. Aici a fost goalgetter, a marcat goluri, te-a scos din niște situații pentru că a dat unele goluri decisive, a și ratat. Este, până la urmă, astea sunt metehnele și atacanților, celor care bat penalti și, până la urmă, ți-a creat și acum un buget, să zic așa, pentru că a plecat pe o sumă frumoasă cu care poți să-ți aduci, nu știu, alt atacant sau să-i folosești în alte... Aici avem cine să se ocupe de marc de genul ăsta, pentru că sunt oameni foarte competenți acum, eu cred, la Rapid pe partea asta de marketing și... Și de management. Și management. Ți-a plăcut Duganzic ca atacant, sincer? Da, acum depinde ce vrei de la un atacant. Dacă îți dorești să o bagi în poartă, nu poți decât să-l aplauzi. Dacă ai nevoie și pentru alte lucruri, nu știu, pentru un efort, poate nu era foarte generos cu efortul în toate meciurile. Însă e un atacant care mie mi-a plăcut în mare măsură, 90% un atacant foarte bun pentru România sau pentru momentul care a fost la Rapid. În special pentru Rapid și Botoșan, pentru că la CFR nu prea a avut șanse să joace. Nu prea a fost pe placul lui Dan Petrescu. Da, asta vă spuneam. Fiecare atacant își construiește echipa, fiecare antrenor își construiește echipa pe nevoile lui. Și atunci automat are nevoie de un gen de jucător, un stil de jucător. Și exact probabil unde și m-am referit puțin eu acolo, el nu era un atacant care să fie extraordinar de bun în efort, să zic, adică să dea pentru echipă, să fie, să facă, vezi că face pressing, să vină. Avea momentele lui Dan în care se lupta, în care, nu știu, mai erau 10 minute și îl vedeai că venea chiar și pe Giulești, venea și se ajuta echipa, nu poți să spui că nu. Dar nu este un atacant pe placul Dan Petrescu, să zic așa, pentru că a fost și antrenorul meu și știu ce gen de antrenor și ce își dorește de la un jucător în principiu. Adică trebuie să dai 100% pentru el. Dacă n-ai făcut pasul ăla sau nu te-ai dus până la capăt la un moment dat, pierzi foarte mult din... Marco a fost pe placul lui Adrian Mutu, a fost și pe placul lui Cristiano Bergodi, a fost pe placul ultimelor doi antrenori de la Rapid. Da, acum... Vreți să luăm lucrurile bune sau putem să luăm? Sunt toate mai multe aici. El nu prea a avut concurență la momentul ăla. L-a avut pe Kevin Lucas în sezonul trecut, care a primit șanse puține. Foarte puține șanse. Da, a primit șanse după ce deja avea deja date goluri Duganzic și atunci e prea puțin greu să scoți. A venit și mai târziu decât Duganzic. Asta.
A venit mult mai târziu, deja el era în formă, să zic așa, era greu să scoți. E un jucător care, chiar și acum, cu Rahmani, era greu, dificil după ce cât de marcase 7 goluri, câte a marcat acum, 6-7, câte... E cu dușii întors. Teoretic, el a marcat 6. Practic, conform site-ului LPF, site-ul oficial, el nu figurează cu acel gol de la Mediaș din meciul cu Cluj, acel succes cu 3-0 al Rapidului. Acolo a fost trecut Dimitrov cu autogol, deși mingea șutată de Dugandzic, deviată de Dimitrov, mingea șutată era pe poartă. Regulamentul spune, în mod normal, că... E golul celui care șutează. Important. Pentru el e important și pentru... Păi mie mi-a spus fiecare... într-o discuție personală în urmă cu 2 săptămâni, înainte de derbiul cu Dinamo era accidentat și mi-a spus, eu am 6 goluri. Din punctul meu de vedere, eu am 6 goluri. E clar, pentru că atacant îți crește foarte mult încrederea în tine, pentru orice gol te ajută și psihologic și din toate punctele de vedere. Și atunci e normal ca pentru el personal să conteze. Chiar dacă mulți atacanți spun că eu am dat gol azi, dar mă bucur foarte mult pentru echipă. E clar că, ok, când e victoria e. Dar și în momente care atacantul, și dacă nu își reușește o victorie și dă gol, e pentru el o realizare. Pentru că atacanții genul ăsta care înscriu și care sunt de careu și care asta, din asta trăiesc și asta e foamea lor, să zic așa. Cum crezi că s-ar fi descurcat Cristiano Bergodi, pentru că îl cunoști foarte bine și chiar o să te rog să faci o comparație între Cristiano Bergodi pe care l-ai cunoscut în 2007 și cum îl vezi acum? În 2007 tot la Rapid, când ați câștigat împreună Supercupa, crezi că avea probleme mari cu ghilimele aici, în alcătuirea primului 11 pentru meciul cu Oțelul, dacă e Dugandzic, nu pleca și era și Rahmani? Pentru că era greu de crezut că îi vom vedea pe amândoi titulari în același moment. Greu, nu știu neapărat dacă poți să spui greu. E normal că e un plus pentru un antrenor să ai de unde alege și să... Însă, bă, cum știu eu și cum cunosc pe Bergodi, o analiza adversarii. O să știu că mai mult ca sigur și din punct de vedere al adversarului. Și atunci aș alegea ce vrea să... ce pregătea pentru meci ca și tactic. Conta probabil că mai mult asta decât chiar că Dugan ăsta... Rahmani a marcat 2 goluri acum în ultimul meci. Chiar 4 în ultimele două. În ultimele două. Adică eu știu că am pățit-o, pot să spun așa, în fel și pe pielea mea, când jucam la Rapid și au fost momente în care dădeam gol și următorul meci. Poate n-am jucat sau jucam a doua repriză. Sau... Cu Bergodi în prima perioadă, în acea scurtă perioadă cu Răzvan? Da, pentru că a venit... am un laps acum, o să vă atacantul. Și era mai puternic. Și au fost meciuri în care prefera să joace și să se bată cu un atacant mai puternic. Bine, n-au fost multe ele, sau am jucat și împreună, dar sunt momente în care un antrenor alege și după tactica de meci, după ce îți oferă adversarul, după ce îți trebuie într-un meci. Cum a ales echipa pentru Supercupa României? La debutul lui ca antrenor în Giuleș, Cristiano Bergodi, acea Supercupă câștigată la penaltiuri cu Dinamo în iulie 2007, pentru că ai fost titular. Da, asta tot dânsul știe, însă cred că la momentul ăla cam echipa era puțin sudată deja și eu aveam aici, jucam la Rapid de un an de zile în angrenajul echipei. Deja ne cunoșteam, ca să zic așa. Cu Răzvan a început să se închege echipa. Am avut momente în care și dacă nu jucai, te simțeai tu ca jucător. Noi simțeam la momentul ăla și cred că și acum se întâmplă asta. Adică când colegul tău care joci cu el pe post îl simți mai bine pregătit la un momentul ăla sau e asta, nu poți să... Să te superi pe antrenor. Nu poți să te superi pe antrenor. Atunci trebuie să tragi mai mult de tine, să-ți dai seama că ai greșit. Sau că nu ai făcut ce trebuie și să te pregătești mai bine și mai bine. Și noi nu cred că au fost probleme în perioada aia la Rapid. Și erau. Aveam atacanți valoroși. Era și Buga, era și Burdujan pe bancă. Da. Dar cum a fost acea supercupă? Ți-amintești, sincer, cum a pregătit Cristiano Bergodi acel derby cu Dinamo? Da, nu mai... Mi-aduc aminte ce echipă avea și Dinamo, nu doar Rapidul. Apropo... Săpunarul era titular la Rapid și atunci... Da. Păi, cred că cupa, supercupa, sunt și cu el în teren cu Săpunarul și... În finala cupei chiar nu mai știu sigur cu Răzvan Lucescu pe bancă, dar în supercupa... În supercupa, jucau Săpunarul, Maftei, Marius Constantin și Bozovici în stânga.
bună apărare, dar nici cu Dinamo nu mi-e rușine, care avea în atac, avea pe Bratu, Dănciulescu și Niculescu. Da, nu, era o echipă la momentul ăla și jucători, cel puțin la toate echipele din fruntea cansamentului, foarte valoroși. Și cu atât mai mult era mândria că ai reușit să câștigi o cupă și o supercupă cu o echipă foarte bună. Adică... A fost mai greu atunci pentru Rapid decât în ultimul derby cu Dinamo. Mult mai greu. Ai văzut fost, ce s-a întâmplat la Rapid Dinamo în urmă cu... E clar, la momentul ăla ambele echipe erau pe val. Ambele echipe stăteau bine și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al jucătorilor. Cam din toate punctele de vedere ce se putea... La momentul ăsta Dinamo vine după o perioadă grea, cum a fost și Rapid acum 3-4 ani de zile și probabil că e nevoie de puțin timp de redresare, nevoie de chiar și de jucători, de întărirea lotului și la ei. Dar eu, oricum, să știa, eu cred că și dinainte de meci, că Rapid pleacă cu prima șansă și am spus-o și în ultimul interviu că... Te așteptai la 4-0, sincer? Nu știu dacă 4-0, dar mă așteptam să la Rapid să câștige, mai ales dacă îmi scrie repede, că aici era marea problemă. Dacă îmi scrie repede, atunci era clar că presiunea va crește rapid, deoarece o să joace mult mai liniștit, vor juca mai cu cap și Dinamo trebuie puțin să iasă la joc și să săriște. Și atunci, chiar dacă n-au făcut foarte mult, spațiile pentru jucători valoroși au fost fructificate foarte bine. Ți se pare schimbat Cristiano Bergodi după 16 ani pe care, din care a petrecut mulți în România? Mulți, foarte mulți în fotbalul românesc. Sincer, nu prea. Adică acum nu știu, n-am fost acum la antrenamente. La antrenamente să văd exact ce pregătește și cum pregătește. Din ce am înțeles, pregătește, face foarte multe antrenamente tactice și face mult tactic. Așa făcea și în 2007? Da, făcea și în 2007 și nu știu dacă în perioada dânsului sau cam perioada sau am avut antrenamente neapărat pot să le spun ușoare. Antrenamente plăcute, adică antrenamente în care nu simțeai cum trece timpul. Da, nu, și nu trecusem deja la astea cu alergările care făceam odată, la, că astea erau perioadele și trec deja în antrenament mai mult cu jocuri, mai mult cu asta. Și psihologic a fost greu și pentru noi la început să ne dăm seama ca jucători, băi, cum ajungem noi pregătiți la meci dacă nu avem alergările cum le făceam. Dar stă foarte bine, chiar și în Supercupă, mi-amintesc fizic, extraordinar, 120 de minute, fără probleme. Dar din declarații, cum ți se pare actualul Cristiano Bergodi? Sincer, chiar nu mai mi-amintesc declarațiile lui din acel... Aici experiența spune cuvântul și se vede că are experiență, știe... Și felul în care s-a adaptat la fotbalul românesc, pentru că atunci mai antrenase la FC Național. Da. Și foarte puțin. Era la începutul experienței românești. Acum s-a cam românizat? Da, eu cred că el se simte oricum ca acasă aici. Este pentru el și nu că știu din discuțiile care le-am avut cu el și când a fost la 100 de ani, acum și... Ați povestit la... Ați apucat să discutați? Da. Ce poți să dai din casă, din povești? Nu, atunci nu, era antrenorul era Rapidului. Antrenor, nu, chiar nu am discutat despre faptul dacă va veni antrenor sau dacă știa ceva. Atunci era încă mutul, nu anunțase că are ofertă da, nu. De la chiar Mircea. A fost, să zic așa, amical. Ne-am amintit puțin că a fost și Sesinia. Da, pe care nu l-au mai văzut rapidiștii de foarte, foarte mulți ani. Da, și chiar am stat și de Panam puțin amintiri din perioada aia. Aia a fost perioada, probabil, o perioadă foarte frumoasă pentru noi. Și au fost lucruri așa. Chiar nu am discutat despre actualul, să zic, Rapid. Deloc? Adică nu de actual, să zic de ce va veni, ce va fi la Rapid sau dacă... Dar ați vorbit un pic despre sezonul trecut la Rapid? Despre felul în care a arătat Rapidul în sezonul precedent? Bergodi fusese foarte, adversarul Rapidului foarte cu puțin, foarte puțin, așa de, dar nu am intrat. Au fost mai mult amintiri din perioada în care a jucat aici despre noi ca oameni, că ne-am maturizat și noi. Și cum a trecut ca, timpul atât da, cum repede. A trecut timpul pentru peste noi și peste el, parcă se vede că deja noi suntem obișnuiți cu imaginea asta lui de a fi de antrenor, de a fi... Însă pentru noi, că eram jucători atunci, suntem o schimbare pentru el. Probabil nu mai suntem la fel
Deci te-a surprins în bine. Da, da, da. Nu. Tot timpul a fost un domn, să zic așa. N-am avut. Și cred că eu m-am mai amintit asta. Cred că e singurul antrenor în care am avut un mic conflict cu el, așa, în perioada mea. Din postura că la un meci nu m-a băgat și veneam după meciuri foarte bune și am jucat un minut în cupe europene. Era normal. Eu îmi doream să joc. Dânsul a găsit totul tactic, dar a fost atunci, pe un moment, așa, o scânteie și nu... Și cum s-a, cum da. S-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Pur și simplu, a venit meciul din cupe și nu m-a băgat, cred că 2 minute, 3 minute la sfârșit să țin de minge, că era asta și atâta. Și normal că nu ți-a eram bine. În momentul în care și tânăr, că încă eram tânăr, eram, îmi doream, că nu înțelegeam toate lucrurile, adică cum le fac antrenorii, că sunt, trebuie să, adică vedea și tactic și... E clar că jucător național eram și eu jucam momentul ăla și nu mi-a prins, dar și cum a reacționat acceptat. Domnul Bergodi? Nu, pentru că nu a fost nicio reacție din partea mea, să zic, nu știu, grosolană sau pur și simplu. Ți-ai manifestat nemulțumirea. Da, că nu sunt, că nu-mi pică bine și că nu sunt de acord că nu am jucat decât 2 minute. Și asta și am făcut. Ți-ai explicat de ce nu jucai sau? Da, așa, în mare, tot așa, prin discuții care au fost la ședințe și la astea, a fost alegere tactică și atunci a... Adică n-a avut... Poate a trecut foarte ușor pentru că a știut să gestioneze ideile mai departe. Adică am jucat și eu, a jucat și alt atacant sau momentele cum au fost la ăla și a trecut totul, a trecut foarte repede. Totul a trecut foarte repede și dacă privim echipa Rapidului, ți se pare că a trecut repede timpul pentru peste sau pentru Cristi Săpunaru? Dacă tot vorbeam despre Supercupă când erați titulari amândoi în 2007, acum, la ce te gândești? Pentru că vii la meciuri pe Giulești, ne-am întâlnit de multe ori în tribune. La ce te gândești? Să-l mai trag de păr, să vine să mai stea și el să uite cum... Da, ce să zic, mă bucur pentru el și probabil că acum... Atunci avea plete mai mari. Avea plete mai mari. Era puțin mai zbuciumat, să zic, poate că acum. Acum e mai capul pe umeri, are alt... Chiar dacă... Pot să zic un alt stil de joc, că nu schimb stil de joc, dar are experiența, acum știe altfel jocul față de atunci. Dar ce pot, eu mă bucur pentru el și sunt la sentimentul că dacă nu aveam problemele de sănătate, că nu au fost probleme de sănătate, astea care au fost generate de accidentarea la genunchi, nu știu dacă ajungeam să joc ca și vârstă până acum, ca și el, dar... Eu zic că și nu te-ai fi retras niciodată atât de repede, nicio... cum s-a întâmplat. Da, adică probabil că 37-38 de ani mi-aș plăcut să joc și eu ușor în fotbal. Acum nu poți să știi dacă la nivelul ăsta, la ce nivel, pentru că la un moment dat te poți lăsa treptat. Pentru mine a fost brusc, așa să zic, s-a terminat brusc odată. Adică nu mă așteptam și greu la început, dar... Apta a fost să fie. Te-ai obișnuit cu situația pentru că n-ai avut de ales. Da, n-ai de ales ce să faci. Da. Uite, Cristi Săpunaru are de ales. Și în urmă cu vreo câteva luni, pe final de sezon, pe finalul sezonului trecut, spunea că în principiu ăsta va fi ultimul an pentru el la Rapid. E să știi că a fost la prima ediție aici la Exclusiv Rapid și parcă nu mi era atât de convins. N-a vrut să mai spună franc, domnule, în mai 2024... a găsit ghetele în cui, chiar dacă face și școala de antrenori în același timp. El simte, el știe și pe o parte, și cum e, când ești în joc acolo și dacă vezi că poți și simți că poți, ar fi și păcat să te lași, să zic așa. Acum fiecare și are gândul lui cum vrea să se lase treptat, nu știu, vrea să se lase în glorie, să zic așa, nu știu, să fie titular, că la un moment dat poate să vină și o să nu mai joace toate minutele dacă își mai prindește încă un an, doi. Probabil că acolo va fi. Depinde de, de el. Dacă corpul 40 lui, de ani. Depinde de corpul, dar corpul îl ajută, de ce să nu joace? Până la urmă, că ești bine. Deci ți-l închipui în tricoul Rapidului și în sezonul 2024-2025. Deja a trecut 2023, mai avem puțin ce mai este. Mai... Peste un an de zile poate să joace încă un an de zile, nu cred că este, da? El știe, aici e de discutat cu el și nu numai cu el, că știți cum e. Și Rapid, dacă mâine, poimine și aduc 2-3 fundași și
central, dau un exemplu. Au venit mulți în această vară pentru mai că bun ca el, nu știu dacă pot să zic să aduci, pentru că na, valoros este. Doar că mai tineri și la un moment dat trebuie să facă trecerea asta și depinde de el, de cum vrea să facă trecerea asta spre antrenorat sau spre conducere. Spre antrenorat, mi-a spus, și face școala de antrenori. Și ales în mare și staful, dar încă nu dau din casă. Da, am înțeles. Foarte bine. E foarte bine asta, că se gândește să... E o muncă, e o altfel de muncă. Cât de mult crezi că ar putea să conteze în decizia lui Cristi Săpunaru, la felul în care îl cunoști de atâția ani, modul în care Rapid va termina acest sezon? Și aici mă refer dacă Rapidul va câștiga un trofeu, două trofee, cum visează fanii giuleșteni. Crezi că atunci s-ar retrage sigur? Eu cred că ar fi un punct senzațional pentru să câștigi, cum să scrii un campionat cu Rapid și să te retragi. În anul centenarului. În anul centenarului, adică ar fi cam tot ce poți în sezonul prinde, centenarului. Da, în sezonul centenarului. Tot ce ai putea prinde, nu știu, într-o viață, cred că la clubul pe care îl iubești, cum e la Rapid. Adică nu știu dacă există să îi câștigi campionatul, să te lași la o vârstă, pot să zic rezonabil, nu știu cum să zic, să nu se simtă la o vârstă care... Adică nu mai ești, să zic, la 30 de ani ca mine sau... Aia, deja la 40, dacă te lași sau nu te lași. Deja faci 40 sau nu știu dacă ai făcut acum. Face în aprilie 40, are 39 și jumătate. Deci ar fi un prilej bun să facă asta, dar, încă o dată, dacă poate, ar fi păcat să nu... poate să-l ajute și sănătatea, să-l ajute fizicul și atunci poate să mai joace. Și să ajute Rapid. Ai ceva în comun cu Săpunaru. De fapt, ai două lucruri în comun cu Cristi Săpunaru. Sau aveați. El la începutul carierei a fost atacant. Da. Și alt lucru despre unde vreau să ajungem și să insist, faptul că erați în tribune la Rapid. Când jucați pentru alte echipe. Da, astea sunt... Povestește-ne puțin despre perioada sportul studențesc cu Ionuț Mazilu la Sportul, venind în... În calitate de suporter al Rapidului, pentru că încă sunt persoane care nu știu faptul că tatăl tău este mare rapidist, eu îl cunosc și am avut plăcerea să vorbesc de multe ori cu el. Și cum ți-ai insuflat microbul? Când te-a adus prima oară pe Giulești? Pe Giulești am venit, cred că de la 3 ani, 4 ani, mă duceam în cârcă, cum se purta odată atunci și... avea tribuna 2 sau tribuna 1 acolo tot timpul... mergea și știu că mă lua cu el tot timpul. Nu exista să nu mergem la meciuri. Asta a fost spiritul care a domnit la noi tot timpul în casă. Adică, dar și acum sunt meciuri la care de obicei doamnele pleacă, pentru că ne exteriorizăm puțin și puțin mai tratează și când asta mai... Și, dar ca să luăm așa cu... După ce am început eu să cresc puțin, pentru că da, la început automat mergeam numai cu el, întâmplarea a făcut ca să mă duc la sport studențesc, pentru că erau cu școlile, se lucra la sportul pe baza asta, veneau în școli și te luau din școli, așa am și fost selectată pentru grupele de la sport studențesc. Cât de mult crezi că n-ai ajuns mai repede la Rapid? Ca jucător, nu în tribună. Poate mai repede puțin, nu știu dacă pot să spun că regret. Au fost discuții urmă, și înainte discuții să se facă transferul și mai înainte, în 2006. Nu știu, probabil că așa sunt așezate toate și eu tind să le iau așa și după ce m-am lăsat și mi-am dat seama că a fost poate prea repede, am zis că na, așa sunt așezate toate lucrurile să fie pe fegașul ăsta. Și Rapid oricum pentru mine a fost tot timpul, de la junior, adică eu și când eram cu juniorii, mergeam în tribună și când am debutat la echipa mare, mergeam în tribună la Rapid. Când ai debutat la Sportul la echipa când mare. Am debutat la Sportul la echipa mare. Adică eu jucam pentru Sportul și dacă nu se... Nimereau să fie în același timp, să joci în deplasare cu Sportul și Rapidul. Să nu ajung, eram pe stadion nelipsit, adică... Mai mult lipsesc acum, să zic așa, să fac o paranteză, decât eram la momentul ăla. Urât din partea ta. Da, sunt momente când nu reușesc să ajung și
Dar în principiu tot timpul mi-a făcut plăcere să vin pe Giulești și merg. Și asta e, nu știu, sunt mulți oameni care pot să o descrie sau sunt mulți oameni care vin și chiar și foști jucători care au asta de a arăta că sunt rapidiști. Nu știu dacă eu nu am tins niciodată să demonstrez asta, pentru că am simțit-o la mine în inima mea și cam asta este tot ce înseamnă pentru mine, adică rapid. Nu trebuie să demonstrez la cineva că sunt rapidist, adică să mă duc să mă bat cu mâna în piept sau, Doamne, ce rapidist sunt eu, ce am făcut. Eu cred că prin faptele mele și prin... Felul tău de a fi? Felul meu de a fi, lumea care mă cunoaște știe ce fel de rapidist sunt sau cum am fost de mic. Pentru că toți colegii mei care, și marea majoritate a lor care au jucat la sportul, plecam în tribună, ce obținut, Ierimia, Cristian, care na, Chichi, e prietenul meu de mic și fugeam amândoi. Bum, de la antrenamente, în parc, bum, fugeam pe stadion și vedeam meciurile și mergeam. Chiar și la junior, când asta, uneori parcă ne era și nu știu cum când jucai cu rapid, știi? Îți doreai să-i bați, dar tot din plăcerea asta de a fi acolo. În sufletul tău este și echipa națională, pentru că ai jucat pentru națională, ai marcat pentru echipa națională, te duci la meciul naționalei, la meciurile naționalei. Cum privește fostul internațional Ionuț Mazilu situația echipei naționale, mai ales când îl vede pe Horațiu Moldovan în trebuturi, portarul Rapidului, titulara națională și cu meciuri foarte bune la echipa națională? Ce pot să spun? Mă duc acolo, mă duc oricum pentru că sunt român, în primul rând. Și chiar dacă suntem într-o perioadă nu foarte bună, dar care putem să trecem peste ea, peste asta. Nu știu, că nu ne iese jocul, că suntem puțin fricoși, că este o presiune, că atât putem, că trebuie să o spunem la momentul ăsta. Eu nu cred asta, dar... echipa națională trebuie susținută. Apropo de susținere, pentru că avem niște imagini cu galeria fantastică a Rapidului și cu publicul fantastic, nu doar cu galeria din Giulești, Naționala a jucat și pe Giulești. Nu ți se pare mai ok să continue pe Giulești echipa națională? Pentru mine ar fi un plus. Eu sunt aproape de casă, eu sunt acolo. Dar asta țin de multe, multe lucruri. Colegul și producătorul emisiunii, Mihai Anoș, îmi spune că e un stadion mult prea mic pentru echipa națională. Asta vreau să spun și eu. Dacă vorbim despre meciul cu Israel, e un stadion mult prea mic. Dar în toamna asta se va juca România-Andorra pe Arena Națională și o să avem discuția asta în trei. Să mai discutăm cât de mic e un asta, stadion exact pentru România-Andorra. Exact aici vreau să ajung. Adică, sper ca lumea să meargă în orice momente să susțină echipa națională. Ok, vor fi momente bune, vor fi momente mai puțin bune. Trebuie să o susținem, pentru că și dacă mergem și nu mai mergem la stadion, nu facem un bine fotbalului urmăs. Adică, astea sunt, e clar că vrem, toată lumea vrea și mai ales și noi și foști jucători și toată lumea. Dar putem? Pot mulți dintre cei pe care îi vedem pe teren? Pot mai mult de atât sau atât putem, sincer? Nu, eu cred că se poate, eu cred că se poate. Pentru că sunt anumiți jucători care demonstrează că se poate. Da, am văzut meciuri bune sau meciuri cu porțiuni din ele foarte bune. Adică, meciuri bune nu prea am văzut în ultima perioadă. Un meci cap-coadă. Meciul cap-coadă nu prea facem nici în România. Adică, mă, să fim serios, nu prea există la noi un meci cap-coadă în care să vezi o echipă că joacă de la început până la sfârșit. Acolo trebuie totuși să recunoaște că e vorba de o valoare care încă noi n-am ajuns la nivelul ăla. La orice nivel, nu, că tot ce ține de România, de orice echipă. Suntem pe un drum bun la unele echipe, dar nu am ajuns la un nivel cum sunt echipele de afară să joci. Și aia poate să vină chiar și din urmă de la copii și juniori, poate să fie și o meteacnă a stilului românesc. Că până la urmă ăștia suntem noi ca jucători și e greu să faci lucrurile să schimbe peste noapte. Dar mai sunt și lucruri de pus la punct pe care cei care conduc echipe, care asta trebuie să le în considerare și să le pună la punct. Revenind la meciul cu Kosovo de acum, Horațiu Moldovan nu a luat gol în Kosovo. Eu am un feeling că nu ia gol nici astăzi.
nu e gol nici în returul cu Kosovo. A făcut meciuri foarte bune la echipa națională. Chiar și acum a avut câteva intervenții, am fost pe stadion și... Dar nu ține numai de el. Și întreaba echipă. Dar eu zic că poate meciul care a fost cu Israel acasă a fost un meci mai slăbut. Trebuie să recunoaștem asta. A fost un meci mai slăbut. Acum nu știu dacă poți să o pui pe parte fizică, pe, nu știu, pe adversar, că până la urmă, chiar dacă a avut adversari cu care joacă, nu știu dacă neapărat în campionate puternice, dar care joacă meci de meci și au și de Kosovo, scuză-mă că te întrerup, Ionuț, și de Kosovo sunt foarte mulți care se tem, foarte mulți specialiști, foarte mulți fost jucători, dar te uiți pe rezultatele celor de la Kosovo din această grupă, ok, au făcut 2-2, au egalat Elveția, dar Kosovo a făcut egal acasă cu Andorra și a pierdut cu Belarus. Chiar trebuie să ne temem? Nu, de temul nu trebuie să ne temem, însă ăsta e fotbal, nici de asta, așa a ajuns fotbalul. Sunt momente în care echipele mici, că le spunem mici, dar dacă au jucători care joacă peste tot în Anglia, nu știu, Franța, Germania, Italia. Pe Brahmani, fundașul de la Napoli, campion cu Napoli, cei de la Kosovo, ca asta, zic, adică sunt jucători care joacă acolo. Nu mai poți să vorbești neapărat de o echipă mică, pentru că nu joacă jucători decât în campionat intern. Adică poți să ai un campionat intern slăbuț, dar dacă ai 20 de jucători care joacă în afară și joacă în campionate bun, poți să ai o națională bună. E adevărat că și jucătorii tot de acord în campionat pleacă. Însă eu cred și sper că... Cine marchează pentru România? Nu te întreb de Rahmani pentru Kosovo. Cred că nici nu ar conta poate cine marchează, dar eu sper să o facă din nou Ali Bek. Chiar dacă are momente în care mie, ca să zic așa, ca antrenor, acum nu-mi place. Nu-mi place când ce... Că de mâini, încă mai are stilul ăla lui de a da de mâini. Probabil e un jucător, e un jucător valoros și care poate să facă diferența. În momente în care poate să facă diferența și să ajute echipa națională. În momentul ăsta chiar poate să ajute echipa națională. Dar asta, tot asta am vrut să deschid puțin și subiectul lui. E un jucător exponențial, să zic așa, pentru momentul ăsta al României. Și el poate să tragă echipa pentru... Dar asta îi trebuie și puțin atitudine, nu valoarea care are, și atitudinea ca să poată să... Și... ca echipă. Eu cred că astăzi vom arăta mult mai bine. Ali Bek a arătat că e mai valoros decât Puskás. Greșesc când fac această afirmație? Ce părere are fostul atacant Ionuț Mazilu despre actualul atacant George Puskás? Nu știu neapărat dacă trebuie să ne facem o părere așa, dar despre el ca atacant la momentul ăsta sau cât s-a întâmplat. Că multă lume asimilează. Dar nu vorbim doar de meciul trecut. Meciul trecut cu, nu știu, poate și cu părul care și l-a făcut. Astea sunt generațiile, nu. Dar eu nu am probleme cu frizura lui. Da, eu am și o tatuaje, deci nu e adevărat asta problema. Problema este că George Puskás a fost lăudat sau au fost așteptări foarte multe de la el și sezonul trecut în Serie B are același număr de goluri cu Radu Drăgușin, care e fundaș central. Ca atacant. Da, poate că folosesc exact ce povesteam mai devreme. Poate să folosesc de să facă spații, să creeze, să așeze pentru... Adică nu neapărat poate să fie, dar e adevărat că e atacant și a avut meciurile astea poate nu foarte bune la echipa națională. Și e atacant de echipa națională în acest moment, Ionuț, sincer. Nu știu dacă... Merită de să fie echipa acolo? Națională este. Nu știu acum momentul ăsta, dacă în momentul ăsta nu l-am văzut la echipa de clubi în ultima perioadă. Am zis că a jucat și foarte puțin. Da, pentru că a venit băiatul ăla, acela din Argentina, îmi scapă numele lui, care joacă pentru Naționala Italiei la Genoa în această vară. Da, și atunci automat, dacă nu ai jocuri în picioare, e puțin dificil. Însă trebuie să ai și alternative pentru a spune că nu e de echipa națională. Adică, la momentul hai să dăsim o alternativă, nu știu, un jucător tânăr, Luis Munteanu, îți dau un exemplu. Da, Munteanu poate să facă parte din ea, însă cred că mai are puțin de muncit. Și Borza? La felul în care l-ai văzut atât la Farul cât și la Rapid și îl vedem la echipa națională de tineret? Nu, părerea mea este că da, încă mai are de muncit și el pentru echipa națională mare. Adică nu trebuie să ne... jucători foarte buni, ni dorim că sunt ai Rapidului să meargă acolo, dar... Pe Borza, e pe Luis Munteanu, Borza, da. E la afară. Dar trebuie să avem răbdare, pentru că poate să ducă acolo la fel, să facă un meci
nu foarte reușit și atunci să presiunea să fie mare și să nu mai... Lucrurile trebuie luate treptat. Acum fiecare trebuie să se pregătească pentru jucători. Adică echipa națională nu este ca și la club, că nu joci, nu știu, la echipa națională e un detriment sau că mergi acolo și joci 10 minute, un sfert de oră, trebuie să dai tot pentru echipa națională. Pentru că până la urmă sunt cei mai buni. Teoretic ar trebui să jucători, fie cei mai informă jucători. Cei mai informă, cei mai buni jucători la momentul ăla, care vede antrenorul, care sunt normal. Fiecare antrenor poate să facă și greșeli, poate să mai are și jucători care nu sunt, nu știu, în cea mai bună formă sau să gândească la că poate ajuta, îl poate ajuta pe el ca antrenor în ce își gândește el pentru meciul ăla. Îți mulțumesc foarte mult, Ionuț. Am avut o repriză, fix o repriză, aproximativ 45 de minute plus câteva prelungiri. Trebuie să menționez faptul că această ediție a emisiunii Exclusiv Rapid a fost înregistrată pentru că Ionuț Mazilu nu iubește doar Rapidul, iubește foarte, foarte mult și echipa națională și n-avea cum să nu fie prezent pe arena națională la România-Kosovo. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept în fiecare marți la ora 21 aici la Exclusiv Rapid. O seară excelentă! Hai România!